E o declarație pe proprie răspundere. Dacă vreau, o dau. Dacă nu. E dreptul meu de a face declarații sau de a tăcea. Atenție! Da, nu-ți primește copilul la școală. Nu există așa ceva. Da, jos scrie. Declarația condiționează primirea copilului în colectivitate la începutul fiecărui ciclu de prezență fizică în spațiul școlar și va fi prezentată la triajul epidemiologic la intrarea în unitate. Deci începem să condiționăm învățământul în condițiile în care art. 32 din Constituție menționează clar că statul garantează învățământul și că fiecare copil va face învățământul gimnazial obligatoriu. Atenție! Încălcați Constituția! Doi la mână, avem art. 53 din Constituția României, care spune de exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege, nu prin declarație. Nu am nicio lege prin care mie să mi se restrângă aceste drepturi. Le dați idei. Da? Nicio problemă, e neconstituțională, nu poți. Păi dacă da, până mare, se va spune iar că e neconstituțională, noi nicio vom problemă. Fi din nou... Vom boicota anul școlar și am încheiat discuția. Asta am vorbit cu foarte mulți părinți, nu ne vom trimite copiii la școală în aceste condiții. Categoric. Dacă nu sunteți în stare să ne oferiți siguranță, că revin iar la memoriul meu cu învățământul, aveți obligația garantării sănătății, dragi autorități, ceea ce înseamnă că dacă copilul meu se îmbolnăvește de COVID la școală, vor răspunde învățătoarea, profesorii, directorul și dumneavoastră, doamna Anisie, precum și dumneavoastră, domnule Tătaru, precum și dumneavoastră, domnule Iohannis, care ne-ați spus să ne ducem copiii la școală. Nu sunteți în stare să ne garantați copiilor noștri sănătatea? Închideți anul școlar, că oricum asta vreți să faceți. Uitați-vă un pic la ce se întâmplă. Păi da. Medical au închis spitalele de stat. Unde te duceai să te tratezi pe timpul ăsta și te duci? Da? La privat. Contra cost. Vă solicit tuturor românilor, având în vedere că sunteți plătitori de taxe, impozite și asigurări de sănătate, cei care plătiți asigurări de sănătate, dați în judecată statul român pentru toate controlele și toate intervențiile medicale pe care le-ați avut de 5 luni jumate și solicitați statului să vă dea banii înapoi pe ceea ce ați făcut voi la privat. Aveți tot dreptul ăsta și există precedente în România. Atenție! Duceți-vă la avocați care știu despre ce vorbesc și acționați în judecată. Doi la mână. Pentru noi cei cu școală. Școala este obligatorie, statul este obligat să-mi ofere posibilitatea să-mi școlarizez copiii. Nu mai vorbim că statul obligă, garantează sănătatea noastră a tuturor. Deci trebuie să ia măsuri încât să mi se garanteze sănătatea. Nu să-mi dai tu mie declarații pe proprie răspundere, să-mi asum eu răspunderea pentru ce? Pentru că tu, stat, ai niște incompetenți la guvernare și la conducere și ești incapabil să-mi oferi mie sănătatea acestui popor? Nu! Nu se semnează nicio declarație pe proprie răspundere. Vă solicit tuturor să nu fiți de acord cu această declarație, nu o semnați, nu vă scrieți numele, nu absolut nimica, da? Iar dacă vă falsifică cineva semnătura, e de rău. Se duce în pușcărie garantat. Ascultați-mă ce vă spun. Doi la mână. Ce vor să facă? Uitați-vă că vor să facă o parte din școală online cu niște, cu o parte din copii, să zic, 15 maxim la școală, 15 imposibil. Maxim. Bun. Imposibil și la această variantă. Nu se poate. Sunt 35 de copii. Cum să fac eu când tu nu ești în stare să-mi asigur mie și să-mi garantez sănătatea copilului meu, cum să-l trimit? În schimb, la școlile private sunt cam 11 sau maxim 15 într-o clasă. Deci ce ne vor forța să facem? Să ne ducem către școlile private. Și cea mai ieftină școală privată costă, te duce 1500 de lei pe lună. Vă spun un singur lucru, dragi părinți, toți care ați fost forțați să vă duceți copiii la privat. Dați statul român în judecată și solicitați statului să vă plătească cel puțin partea pe care o alocă pentru fiecare copil din România care trebuie să fie integrat în sistemul de învățământ, pentru că dacă nu-ți duci copilul la învățătură, răspunzi, atenție! Corect. Da? Corect. Aveți tot dreptul, absolut toți!
Vreți să facem noi avocații, să vă provocăm noi, domnilor din guvern și domnule președinte? E, atunci le dăm noi ponturi. Și dacă sunt procese colective și ajunge de un părinte să plătească 100 de lei pentru cazul lui, pentru că sunt 300, 400, 1000, 2000, vă spun că veți fi arși și vă tragem și la răspundere, pentru că voi sunteți obligați să faceți sănătoți cu poporul ăsta. Și vreau să întreb și eu guvernul României și mai ales pe domnul Tătaru, care habar nu are, dă niște declarații de râde până și domnul Rafila de el. Da? Că am văzut în interviul lui Ducă. Le-am oferit și noi, da. Ok. Vreau să-l întreb pe domnul Tătaru. Care sunt măsurile prin care voi ați fortificat sistemul imunitar al poporului român? Primul lucru când avem o epidemie, o pandemie, ce faci? Îi pui mască lui ăla să nu mai poată? Ce măsuri sunt astea? Care sunt măsurile? Că și când îi internezi în spital să-i dai un paracetamol, aia nu, la nu e tratament, să fim foarte clar. Deci nu înțeleg sistemul imunitar. De ce nu dați voi pe gratis vitamina D, zinc și vitamina C? Statul are această obligație. Aveți 9 miliarde de euro în sistemul de sănătate. La Casa de Asigurări de Sănătate sunt 9 miliarde de euro la acest moment. Pentru ce nu luați de acolo să dați pentru fiecare om din această țară gratuit vitamina D, zincul și vitamina C? Păi răspunde ce? Păi Diana, iartă-mă că te întreb. L-am întrebat pe domnul Tătaru cum întărim imunitatea. Da, n-a știut să ne răspundă aici în emisiune. În februarie, da. După aceea ne-a spus că oricum s-a dus perioada când facem. Ne imunizăm, doar în septembrie. Adică domnul ministru așa știe, da. Mie mi-a spus acum pe perioada verii, pentru că nu se știe cum înmagazinăm vitamina D, pentru să că este iau medic. Vitamina pentru D, că este medic, e logic. Da, și iar iarba să iau două, trei, mă rog, acum fiecare. Și vă spun că mi-am făcut analiza de vitamina D și într-adevăr este mai mică decât ceea ce trebuia să am. Este și eu sunt foarte sănătos. Ești un om sănătos, dar nu te-ai expus suficient la lumina solară, pentru că astea sunt și jocurile astea. Pentru că stau foarte mult în geamul. Da, la care a stat în casă. A stat în casă este terminat. Vreau să știu și eu care sunt măsurile, care sunt anchetele epidemiologice. Și doi la mână, domnule președinte, și cu guvernul dumneavoastră, aveți obligația ca în acest învățământ, dacă este obligatoriu, să dați totul pe gratis, pentru că învățământul în România e gratuit. Când vreodată a fost gratuit în acești 30 de ani? Hai să fim serios. Cereți-le bani, dați-i în judecată și cereți banii de fondul clasei, că m-am săturat de cât cotize, că nu e obligatoriu. Pe bune? Da, vorbim doar de fondul clasei, nu vorbim și de jugrării, nu vorbim și de draperii, nu vorbim și de plasme și de imprimante. Hai să cumpărăm nu știu ce scaun, hai să cumpărăm nu știu ce. Păi, dar noi chiar ne prostiți pe față, adică ce facem? Acoperim totul așa cu sacoșele sau ce facem aici? Că trăim toți în România. Chiar nu le spunem pe bune? Da? Bun. Deci, vreau să știu și eu, de ce doamna ministru a învățământului nu acordă toate aceste măști pe gratis? Da? Trebuie să le acordați pe gratis, învățământul este gratuit. Eu nu am de ce să-i cumpăr copilului meu mască. Și vă spun foarte clar, faceți un calcul. O mască pe zi, dacă e asiguri, da? Copiii se joacă, o să dea pe jos, se rup. Bă, bune, deci hai să fie zeroși, că suntem tâmpiți, adică chiar nu gândim un pic mai încolo de ce că avem afaceri cu măști. Toți avem afaceri cu măști, da? Made in China, nu? China. Ok, bun. Care nu te apără de COVID-19. Așa scrie pe cutii, deci nu am făcut eu cutiile. Și în plus de asta, eu mai am o problemă cu aceste măști. Nu sunt expuse tipurile de măști care sunt neconforme în România. Nu se conforme. Și atunci cum pot eu să am încredere că masca pe care o va primi de la unitatea școlară, că o cumpără doamna Nisie, cu tot stafful dânsei, că acolo vorbim doar de rudenii din ce am văzut, cum pot să fiu sigură copilul meu va purta ceva corespunzător pentru sănătatea lui? Adică simplu, nu? Și nu se adună în grupuri masive să facă procese colective pentru că îi vor costa foarte puțin. Da? Și o să-și permită. Dacă vă duce 10.000 de oameni la o casă de avocatură sau la câțiva avocați care împreună pot lucra asta, o să ajungeți să plătiți și 50 de lei de plecăciulă și poate și mai puțin.
Da? Pentru că munca, într-adevăr, este foarte multă. Este cumplit câte trebuie memorii, trebuie să faci câte cereri, câte solicitări, câte adeverințe, câte, pormă, să le faci tot felul de, din astea, de modele, să le depună fiecare la școală și așa mai... Da, e o luptă, fraților, nu așteptați ca eu cu Rapcea, cu Iliescu, cu Cerba și cu Pepiperea și cu nu știu ce să muncim. Da? Și voi să stați așa pe scaun și să vă uitați la noi cum noi nu mai putem după 6 luni de zile de muncă și de tras de mânecă guvernul ăsta. Păi, pe bune, mai faceți și voi o mișcare. Mai mișcați-vă, mai interesați-vă, mai duceți-vă, mai plimbați-vă pe la inspectorate, pe la minister, că e dreptul vostru. De ce să nu fie dreptul lor? Ei nu, cum, mai au o chestie. Vezi, doamne, pe perioada stării de alertă sunt suspendate audiențele. Păi atunci voi de ce vă duceți la minister? De ce voi la minister vă adunați? De ce nu se poate ține acea distanță de 3 metri? Că așa, n-am nicio plăcere să vă pot doamna Anisie de la 1 metru distanță sau de la jumătate de metru. Că cine știe ce mai îmi vine să-i mai zic. Să da? Niște că nu găsești la minister, păi că e în campanie. Nu, nu știu, treaba e dânsei unde e. Păi dar este în campanie, e pentru audiență, prima oară când am văzut un ministru care audiență, să meargă pe stradă să ofere apă viitorilor votanți PNL.